niște... V-am speriat că vorbiți cam încet? Da, dumneavoastră m-ați speriat. Eu sunt în urmărător. Deci eu ca invitat permanent, te rog frumos, să nu mai speriți. Se fac ca niște brânzoai. Speriu gazdele. Deci se fac ca niște brânzoai. Că și pe mine m-ai speriat la început. M-a ascultat. Sigur că mă ascultăm, dar să știți că noi așa funcționăm. Se fac ca niște brânzoai, doar că se copt la cuptor, nu se prăjesc. Perfect. Da. Acum vă calmați, nu e, noi râdem. Hai să luăm de la capăt. Da, așa zic. Aș fi mers niște trufe. Da, dar în stufăriș nu se fac. Știi cum sunt numite trufele care cresc în stufăriș? Strufe. Gata. Stop. Nu să iei șervețele alea, să le dai mai încoace, e tără. Asta se învierbă. Zeama poate să rămână și fără sare și fără oțet. Vom mai adăuga pentru început doar puțin oțet. 5 ture. Da. Ar trebui să apară nouă gradație în manuale. Și punem capacul. Ar trebui să mai degustăm o dată ciorba, că a început să clocotească foarte tare. Mai dăm 2-3 ture de oțet? Da, ar mai trebui oțet, e destul de dulceagă ciorba, nu are gustul care ar trebui să-l aibă. Și trebuie să o mai ajutăm un pic. 6. Îți place? Bine, și am putea să montăm în buclă asta și să nu se mai termine niciodată rețeta asta. Dom'le, nu iese. Și să rămână așa, știi? Și mai punem o tură de oțet. Da, uite, începe să mă piște nasul după ardei. V-am zis că funcționează mai târziu. Adică... Hai că a venit repede iuțeala la tine. Da, n-a durat decât un sfert de oră. Tu fiind din Ardeal, mi-ai așa primești și sentimentul ăsta de iuțeală puțin mai lent decât persoanele din Sud, de exemplu. Care nu-l primesc de lene, nu? Cum ați spune voi, ardeleni. El este ipocrit că te spune atâtea întrebări de ce punem de atâtea ori de apă. Ei în Ardeal, când fac o mâncare, folosesc mult tarhon, știi? Și chestia... Da, la mâncările cu tarhon mai ales. Da. Și... mai puteți da calea cu apă? Da. Eu am plăcere. Așa, continuă, te rog, dizertația ta pe tema ipocriților de ardeleni. Un bucătar din Ardeal care făcea, mă rog, nu făcea neapărat mâncare cu tarhon, dar punea tarhon. Și mult. Mai ales în mâncările fără tarhon. Da, chiar și așa. Și a zis, a început mâncarea, a pus niște tarhon, a mai așteptat un pic. Am mai pus niște tarhon și la final, ghiși ce? Am mai pus niște tarhon. Așa, și când l-ai întrebat, ce ți-a spus? Că se pune tarhon în mâncare. Și ce e greu de înțeles aici? Adică nu există o explicație pentru a pune puțin tarhon la început, un pic de tarhon la mijloc și niște tarhon la final. Până la urmă, oricum mâncarea era din tarhon, cred. Ia, era o salată de tarhon. Glumesc. Nu era atât de rău. Era bine, dar nu cred că era nevoie să pui de atât de multe ori. Asigur că nu era. Da. Dar preventiv. Tu ai întâlnit un ardelean dezechilibrat. Nu. Este noi același efect pe care l-am observat și la tine. Tu mănânci acum un ardei iute și te ustură peste 2 ori. La fel și ăștia. Pun tarhonul în care nu simt că efectul tarhonului are loc atunci. Există un decalaj specific ardealului. Nu e acest delay, această întârziere, nu? În care tarhonul își face efectul într-o mâncare făcută de ardele, ceva mai târziu. Asta e. Păi, hai să ajungem cumva la o linie de mijloc și să facem noi mâncarea cu tarhon, dar să o gustați voi și să ziceți, bă, e ok, oprește-te aici.